Bună, dragi abonați! Astăzi am revenit cu un nou videoclip. Astăzi vă voi arăta ce cărți am citit în luna iulie. Pentru că am văzut la mulți booktuberi cum au făcut și ei treaba asta. Vă arăt și vouă astăzi ce cărți am citit în luna iunie și ce părere am avut și eu despre ele. Și poate vi le recomand cu mare drag. Deci dacă vrei să te uiți, dă un like, subscribe și mai știi tu. Astăzi voi începe cu cartea Copiii de Făină. Cartea cărei recenzii am făcut-o. Cartea aceasta a fost una interesantă și una intensă. Acțiunea din ea arată cum un copil problemă poate să-și schimbe atitudinea dacă are grijă de... Dacă faci un proiect de acasă, își dă seama că viața e mai mult decât să fii un copil și să faci nazbâtii. Viața înseamnă și știință, și știința comportamentală a unei persoane și cum trebuie să ai grijă de copilul tău, pe care îl vei avea cu siguranță în viitor. Povestea e super interesantă, este varianta paperback, vă și arăt cum este. Cam așa e. Așa e varianta paperback de la Arthur. Nu am varianta originală, dar am varianta asta de paperback. Și această carte mi-a dat șansa de a învăța că oricâte ori treci prin viață prin asemenea proiecte, oricare proiect științific te învață niște lucruri bune despre cum trebuie să te descurci în viață și ce trebuie să faci ca să realizezi anumite fenomene de cum ar fi electricitatea sau să ai grijă de propriul tău copil. Sau cum să ai grijă de propriul tău copil. Este din colecția Smart Blue de la editura Arthur, o editură de tradiție și una care e și pentru copii și pentru adulți. Sau adulții care vor să își aducă aminte de copilărie și să-și ia cărți de aici. Eu o recomand cu mare drag să o citiți și sper să aveți și voi aceleași emoții pe care le-am avut și eu când am citit-o. Următoarea carte pe care am citit-o este Matilda, varianta în limba engleză. Varianta Matilda din limba engleză am primit-o cadou acum 2 ani de Moșul Secret de la o colegă care mi este și prietenă, pe nume Alexia, care are și un vlog, un blog. Dar care i-a fost luat și un interviu. Povestea din Matilda este la fel ca și povestea din varianta română, pe care o voi arăta și ceva mai târziu. Povestea este aceeași ca și varianta din limba română. Este tot aceeași poveste cu domnișoara Honey și cu părinții ei și cu pasiunea Matildei pentru literatură. Și cu domnișoara Trunchbull. Desigur. Deci Roald Dahl a scris și multe povești. Deci acțiunea este la fel ca și varianta din limba română. Și cam așa arată coperta pe partea de la început. Aici vedeți mesajul dat de prietena mea, Alexia, de Moșul Secret, dându-mi acest cadou frumos, adică această carte în limba engleză. Iar varianta finală a coperții este toată colecția de cărți Matilda ale lui Roald Dahl din limba engleză, care oricum sunt
traduse în limba română la editura Arthur. Toate, inclusiv toate. Chiar și asta, cu Matilda. Oricum, nu o să găsiți aici, o să o puteți găsi pe Book Depository, într-o aplicație de vânzare de cărți internaționale. Dar trebuie să plătiți voi cu cardul. Ca să puteți achiziționa această carte și să vă livreze oriunde în lume. Exemplu, dacă ești român sau din Republica Moldova, trebuie să dai datele tale și să o iei de pe o aplicație care vinde cărți străine. Eu am primit-o de la o prietenă care mi este și colegă de școală. Deci nu am cumpărat-o de pe niciun site de ăsta. Mi-a dat-o ea de Moșul Secret și ia uita ce bine arată. Am citit-o și eu și mi-a plăcut. Am avut și părți care nu mi-au plăcut așa de mult. Următoarea carte este chiar varianta din limba română de la editura Arthur, aceleași cărți, care am mai făcut o recenzie despre această carte și în care v-am dat și note biografice despre autorul Roald Dahl și despre ce realizare mai făcut ăsta. Acesta. Povestea din carte este super interesantă și vă recomand să o citiți pentru că prezintă foarte mari probleme, cum ar fi abuzul școlar, chiar făcut de un profesor sau de directorul acestei unei instituții de învățământ de asemenea fel și de nepăsarea unor părinți care nu-și dau seama că o fică așa de isteață și de care nu le pasă. Această carte prezintă două probleme esențiale în legile unei vieți mai bune. Dar care se întâmplă destul de des și la noi în țară, cum ar fi rata mare a abuzului școlar, făcut de un elev asupra unui profesor, dar și făcut de un elev asupra altuia, sau făcut de un profesor asupra unui elev. Și problema a doua pe care o prezintă este faptul că nepăsarea copiilor și nepăsarea de copii și neglijența părinților crește din ce în ce mai mult în țara noastră, ceea ce e o problemă adevărată și serioasă care trebuie luată în serios. Sau altfel ajungem și la mai multe dispariții de copii care sunt deja în țară. Frumoasă poveste, acțiune interesantă și șocantă în același timp, vă recomand cu mare drag. Și ultima carte, dar nu cea din urmă, este Cartea Solul Luna, adică volumul 1 de la editura Litera. Mică. Am luat-o atunci când eram în a treia sau în a patra. Am citit-o și acum, deoarece mi s-a părut o poveste interesantă. Deoarece arată începutul de unde începe toată povestea. Și ne face cunoștință cu mica lume a lui Luna, de unde vine și arată cum Luna este optimistă întotdeauna și cum își face și griji pentru prietenii ei. Dar și felul în care nu o să mai dau spoilere despre carte, deoarece nu ar trebui. Dar este serialul de pe Disney Channel. Atunci, la vremea aceea, în 2016, au fost volume cu acest serial. Eu am luat prima carte crezând că asta e cartea originală. Nu știam că o să fie alte câteva cărți în anumite volume. Credeam că asta e singura carte care povestește totul și cum s-a și terminat. Dar se pare că este primul volum. Povestea e super interesantă. Autorul care a scris cartea, care cred că este unul din producătorii
acestui serial arată un fel de origine a Lunei. Începuturile acestui serial, care a început în România chiar în 2016, în luna mai exact, unde s-a început cu un episod de o oră întreagă și de atunci așa și-au continuat ritmul. În detaliu, vă spun că acțiunea din carte este super interesantă, este accesibilă de citit și este palpitantă și pentru fete și băieții de peste tot. O mai puteți găsi pe site-ul editurii Litera și poate și prin cărturești și prin alte magazine, care librării de acest gen, care vând cărțile astea. Asta a fost tot despre cărțile pe care le-am citit în luna iulie. Vă mulțumesc că ați stat până la final să vedeți ce cărți am citit și ce recomandări v-am făcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe și un share. Și ne revedem data viitoare cu o recenzie nouă. Pe curând!